De ce n-ai vrut să stai cu minte acolo? Spune. De ce n-ai vrut să stai cu minte? De ce n-ai vrut să stai cu minte? Bună dimineața! De dimineață am fost, am avut programare la unghii la ora 9. Și Cosmin s-a dus cu Alexia la fizioterapie, tot la ora 9 am avut programare. Și de la fizioterapie o duci la grădiniță și Cosmin se duce la mini job. Și am avut programare la unghii la ora 9 și am spus că hai să o iau pe Adelina cu mine, pentru că nu aveam cu cine să o las și nici nu stă. Pentru că toată ziua stă numai de gâtul meu, nu vrea să o las nici măcar cu mama, nu stă, sau cu sormea. Și am luat-o cu mine, am crezut că stă acolo cu mine. Și am spus că îi dau telefonul sau văd eu cine mai dau pe acolo ca să stea cu minte o oră jumătate, când maxim atât dura o oră și ceva. Să-mi fac și eu unghiile, pentru că mai am două unghii la mâna asta și două la mâna asta și arată groaznic. Și am ajuns acolo și nu a vrut să stea deloc, a început să plângă și numai de gâtul meu stătea și am plecat acasă, nu mi-am făcut nicio unghii, nimic, dar nici nu mă mai duc de acum. Am mai avut tot așa o dată o programare și nu m-am dus tot din cauza că n-am avut cu cine lăsa fetele și n-am avut cu cine să mă duc. De data asta m-a dus cu natul meu cu sormea, dar n-a stat Adelina. Așa că o să mă chinui să-mi dau și unghiile astea jos. O să mi le tai și așa o să rămână, nu o să mai pun nimic până o să crească ele mari. Așa că astăzi vă iau tot așa o zi cu noi în casă, pentru că afară este foarte urât. Este toamnă deja. Mă duc să fac o cafea pentru că n-am apucat azi dimineață, că m-am trezit la 7:30, am îmbrăcat-o pe Adelina de grădiniță de fizioterapie, i-am pus mâncare, am îmbrăcat-o pe Adelina, m-am pregătit și eu și am plecat la 9 fără un sfert, am plecat. Și după aia să mă dau pe aici, să mai spăl haine, să mai întind, să mai fac curat, să facem mâncare. Așa-i? Că ai fost obraznică tu. La mează nici nu știu ce să fac mâncare. Am niște ciuperci, smântână și niște carne de boi. Am să fac ciulama de ciuperci cu carne de boi și mămăligă și văd eu ce mai fac. Bagă-i suzeta în gură la păpuș. Bagă-i suzeta în gură, că nu tace din gură. Bagă-i suzeta în gură. Da? Da. Așa, vai, Doamne. Liniște. Ei, uf! Uf! Hai, du-te și te joacă. Thank you.
spălat vinetele astea și am să le bag la cuptor, să le coc, să fac o salată de vinete. Le-am spălat și le-am înțepat așa cu cuțitul din loc în loc și acum le bag la cuptor până se coc ele, nu știu. Ce faci, Didi? Iar faci mâncare și-o pus iar șorțul lingura acolo, în buzunar, să nu uite de lingură. O luat tot egaie și face mâncare. Da. Da. Ține. Eu am terminat aici de spălat vasele, am spălat chiuveta, aici am pus să fiarbă carnea de pui. Uite-ne. Am terminat și mâncarea și acum adem la papă. Carne, ciuperci, smântână, mămăligă. Da. Da. E bun? Bun. Bine. Da, e bun, bine. Acum mă pun să fac mâncare pentru Cosmin să-și ia la muncă. Trebuie să-i fac să-și ia și el un pachet la muncă. Așa că am să fac două frigărui din astea de carne de porc. Am să le pun imediat pe grătar. Aici am roșii, așa mai micuțe. Vreau să le umplu cu brânză din asta, Philadelphia. În brânză pun mărar și sare. Scobesc roșiile înăuntru, scot miezul. Apoi le umplu cu brânză. Iar acolo am... Stai, Didi. Acolo am o găină de casă. Am pus-o la dezghețat să fac, mai târziu am să fac mâncărică de ceapă și atât fac astăzi. Fac acum mâncarea, după aia gata, fac curățenie în bucătărie și nu mai fac mâncare astăzi. Acum să scot miezul la roșii, să vă arăt și vouă cum fac. Mamea, uite Didi, uite Didi. Tati, mami, Explici ce face mami? Mami. Hai, explică. Spune, ce fac aici? Uite-i papa. Papa? Da. Că se uite-i papa. Uite că se uite ea. Uite. Dar nu mai mișca telefonul. Nu, vasele le-am spălat. Mă duc doar să dau cu aspiratorul. Am pus găina la fiert. Să fac cu ceapă. Pentru mine gătitul nu e o relaxare, e un stres. Mai ales când e Adelina pe lângă mine. Nu prea îmi place să gătesc. Dar, na, trebuie. Trebuie. Joi! Nu am nimic. Nu, am terminat și noi de dat cu aspirator, după că trebuie ușoală. Ne-a schimbat pentru că s-a făcut o căldură în casă la cum fierbe puiul ăla. E o căldură în casă. Da. Și Adelina s-a îmbrăcat în pijamale.
Ca să facă nani. În pantalon de pijama ai sunat. Ce? Bu? Face nani, Adelina. Tenina. E unul și un sfert. Unu. Unu și un sfert. Da. Și facem nani. Ce faci aici tu? Da, scutem hainele, da? Haine. Uite, coșul dă pe din afară de haine. 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 Pe tine te schimb de 4 ori pe zi. Hai, scoate-le. Scoate-le, gospodină. Trage tare. Tare, 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 tare. Așa. Stai să te ajut aici, că sunt potmolit astea. Ia uite. Trage tu. Tare? Tare? Nu. Nu poți? Da. Vrei să te ajut? Mi-am pus ușa aici. O veni și Alexuța de la grădiniță. Păi de acum și răcită, e bolnavă, mâine stă acasă. I-a spus la șofer să nu vină mâine, că mâine stă acasă. Că-s bolnavioară. Ești bolnavioară. Gata, l-ai scos? Da. Așa, bravo! S-a rupt coșul ăsta de scos haine. Acolo e rupt. Ți-a pățit. Trebuie să mă duc să o schimb și pe ea. Așa au venit de la grădini. Vai, taci că doarme Alex. Doamne, nu știu cum să vă mai spun. Adelina doarme. Am adus și lui Alexia spape, am adus aici pe pat ca să stăm și noi să ne relaxăm. Și eu am o înghețată cu fructe de pădure. Și am să o mănânc, să stau să mă uit un pic la televizor cât doarme Adelina. După aia se trezește și vedem noi ce mai facem. Hai să mișcăm pasta, da? Vreți să luăm tensiune? Uite ce frumoasă e asta, bă. Vezi? Uite. Uite șucării. Vezi, nu-ți face nimeni nimic cu asta. Hai de mamuță. Hai să luăm temperatura. Dar de ce te învârți cu spatele la mami? De ce te învârți cu spatele la mami? De să luăm temperatura. Mare fetiță febră. Hai să luăm tensiunea. De mânuță la mami. Ascultă-mi inimioara. Hai să ascultăm inimioara. M-am apucat și eu să spăl, să șterg, de fapt, vasele, să le pun în dulap. Și am făcut o nenorocire aici. Am spart crastonul. Ia, uitați. De acum nu mai pot să las fetele aici în bucătărie să umble pe jos mult timp. Pentru că mi-e frică să nu fie cioburi, chiar de mături șterg. Tot mi-e frică să nu fie cioburi. Mamă, s-o spart. Uitați câte cioburi mici sunt. Mai de capul meu. Ce-ai pățit, Adelina? Doamne, dacă astăzi nu a fost o zi nașpa, foarte nașpa. Adelina plânge că nu știu ce dorește. Am spart crastoane. La unghi eu plâns, n-am putut să-mi fac unghiile. Alexia e răcită, e bolnavă. Oh, și mă sunt atât de epuizată. Doamne, nu mai pot. Ce ai pățit, Adelina? Îți scoți ochiul. Deci aș vrea să dorm.
Mâncarea am terminat, am terminat și mâncărica de ceapă. Gata. Pot să ard și nu mai fac absolut nimic. Mă dor picioarele groaznic. Ți somnic? Poate vrea și Alexia să doarmă un pic ca să dormim toate trei. Eu am să închei filmulețul aici pentru că oricum nu mai am ce să vă arăt. Și ne revedem data viitoare.